De origine română, avocatul și patriotul, Ardelean a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania. Ca fiu credincios al ortodoxiei, lăuda dumnezeirea căci l-a făcut român. Istoriograful francez a avut nevoie de 18 volume pentru a cuprinde întreaga istoria Franței, dar și de încă 7 volume doar pentru Revoluția de la 1789. Asta pentru că era convins că istoria se scrie și cu povești. S-a lăsat atras de forme fixe ale poeziei, rondelurile și sonetele sale, relevând un liric îndrăgostit de căldura și măreția umană. După război, viața lui privată n-a putut ține tonul acestei măreții, ajungând la compromisuri cu puterea de atunci. Economistul american a primit Nobelul în 2001 împreună cu alți doi colegi pentru fundamentarea teoriei piețelor cu informație asimetrică. Deși Mirca abia în mileniul 3 s-a acceptat faptul că într-o piață unii știu mai multe decât alții. Sau, cum spun românii, s-a întâlnit hoțul cu prostul. S-a afirmat în cinematografie alături de Robert De Niro sub bagheta lui Scorsese. Deși în 1999 și-a anunțat retragerea, a revenit sporadic pe platourile de filmare. Ca actriță a apărut în peste 50 de filme, primind și numeroase distincții, inclusiv Globul de Aur. Ea s-a afirmat și ca o importantă activistă în acțiuni umanitare în zone de conflict, precum Darfur, Ciad sau Republica Centrafricană. În 2007, revista Time i-a acordat titlul de cea mai influentă personalitate a lumii. Deși îndrăgostit de chitară încă din gimnaziu, muzicianul bucureștean a urmat după liceu, ca mulți alți tineri din generația care pregătea societatea socialistă multilateral dezvoltată, facultatea de utilaj tehnologic. Până la urmă, și în muzică e multă matematică. Amiralul, rămas fără flotă după destrămarea Imperiului Austro-Ungar, a impus, după tentativa de instaurare a comunismului a lui Belacun, un regim dictatorial de dreapta care a rezistat până la sfârșitul războiului. Protejat de americani, el a avut răgazul de a scrie memoriile în exil la Estoril, fiind reabilitat în 1993. Jumbo jetul creat de Boeing a deținut recordul de cel mai mare avion de pasageri din lume timp de 35 de ani, până la apariția Airbus-ului 380 în 2005. În mod normal, transportă 524 de pasageri pe o distanță de până la 14.000 de kilometri. Sovieticii și-au dezvoltat flota aeriană într-o concurență acerbă cu vestul. Inginerul rus a fost vârf de lance în această cursă. A primit Nobelul în 1971 pentru inventarea holografiei, o realizare tehnică peste posibilitățile tehnologice ale timpului său. Era în Anglia anului 1947. Dovadă e faptul că abia realizarea laserului după 1960 a putut face practică holografia. Este creditat ca fiind primul interpret care a popularizat genul rock and roll la începutul anilor 60. 10 ani mai târziu recunoștea că are probleme cu alcoolul, dependență de care nu avea să scape și care probabil i-a grăbit sfârșitul. Totuși, în 1987 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, iar la 25 de ani de la moarte, un asteroid a primit numele său. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Put your bad rags on. Join me on. Fostul șef al KGB-ului a fost prima verigă slabă a lanțului de lideri de la Kremlin, care a făcut posibilă ascensiunea lui Gorbaciov. Garda veche a lui Brejnev a rezistat doar 4 ani prin Andropov și Cernenko, după care Uniunea Sovietică și-a cunoscut ultimul lider. S-a terminat totul în 1991. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.